o să fie lăudat de toate cuvintele lui care au fost aici spuse. Știu că sunteți foarte stresați din punct de vedere al învățăturii, că a fost prea mult învățătură aici. Dar eu vreau să spun înaintea cerului, care este deschis și care a rămas deschis pentru ștorobăneasa. Este timpul să te întorci la Dumnezeu din toată inima. E timpul să lași ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze în casa ta, familia ta, copiii tăi, nepoții tăi, ca să ai siguranța veșniciei. Am plecat de acasă și mă bucur. Și am spus acolo unde stăteam, m-am simțit cel mai bine. La mine acolo în comună e o altă evanghelizare, care trebuia să iau parte și eu, și fratele Leon, și frații mei care sunt aici, Nicu. Dar am zis așa, acolo unde este nevoie de noi ca și reprezentanți ai cerului, vom merge împreună cu frații și acolo credem că Duhul Domnului și că cerul se va deschide și oamenii vor asculta cuvântul lui Dumnezeu și în fața cuvântului lui Dumnezeu vor lua o hotărâre, o decizie de bază în care să-i zică lui Iisus pentru toată viața. Da, Iisuse! Da, Iisuse, cu alte cuvinte! Lui Dumnezeu nu-i trebuie facultatea ta! Nu-i trebuie școlile tale lui Dumnezeu! Nu-i trebuie banii de nici casa ta! Lui Dumnezeu îi trebuie decât inima, să-i zice așa! Da, Doamne! Pentru toată viața te slujesc! Am dăruit inima mea pentru toată viața, Doamne! Dacă faci lucrul acesta, cel care mă aude și care poate stă în casă sau poate stă în curte și e rușine și a fost rușine să vină aici, dacă faci lucrul acesta și zici da lui Dumnezeu, daul acesta va fi pentru tine binecuvântarea în ziua lui Dumnezeu, că va zice: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține lucruri te-am pus credincios, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Alaltă era acum două zile în urmă. Joia. Înălțarea Domnului. E, vreau să vă spun că zice undeva un cuvânt din partea Domnului în Biblie și nu e cazul să vă spun nota de lege unde scrie. Dar zice așa, că după ce mă voi înălța de pe pământ, Domnul Iisus zice, voi atrage la mine pe toți oamenii. Aleluia. Înțelegeți? Ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Făcea referință în două lucruri. Mai întâi de toate la înălțarea pe cruce. Într-o vreme ca aceasta, acolo pe Golgota, pe lemnul durerii, pe crucea aceea, calvarul acela puternic, care i-au străpus mâinile Domnului, coasta Domnului, chiar și capul a fost străpuns. Într-o zi ca aceasta, Dumnezeu Iisus Hristos a strigat așa: iartă-i, Tată, că nu-mi dau seama ce fac. Și auzi ce zice? Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. E acum se vede cât de om ești tu. Păi cuvântul de om nu înseamnă să știți ca Fane, Viorel, Leon, Oane, Marian sau John care a predicat, sau Iuri, nu! Când zice în cuvântul de om, vreau să vă spun tălmăcirea acestui cuvânt om. Însemnează Dumnezeu în prezent. Tu înțelegi când ți se zice omule, că ești mai principal ca tot, mai personal ca tot, ești mai important ca tot ce există pe pământ ființe. Că omul înseamnă dumnezeirea în el. Și tu ești un om important. Ești un important care pentru tine a murit Domnul Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sprijiniți pe Viorel. Dacă vreți aici să continui lucrarea, am ușor puțin. Dacă vreți să continui lucrarea pe care a început-o Domnul, împreună cu Viorel, iar noi ceea ce vom putea să ajutăm, că nu e ușor să venim cu două, trei mașini de acolo până aici. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Iuri. Ca înaintea Domnului vă spun.